Gracias, domnule doctor. Am uitat de parazitare. Bravo, foarte bine. Ce faci? Bine, am adus și eu pe nou la parazitare. Ce face? Cum este? Este cu minte, operăm în fiecare seară. Cu minte? Da. Nu-i bine. Nu să fie cu minte. Câine cu minte la vârsta asta? Da. Ia zi, drag, așa o fi? Dă-mi te rog frumos cardul de sănătate. E de aici. Din când în când aici o curez, de fapt nu din când în când, în fiecare zi te uiți la ochișori și o curez pentru că mai sunt secrețiile astea fiziologice. Da? Să-ți arăt eu cum fac și faci și tu după, da? Da, și vreau să vă întreb dacă puteți să tăiați uluițele, că sunt altă. Sigur, că uitam peste tot. Astăzi trebuie să-i facem de palestarea internă, o cântărim înainte, da? Da. Ce mănânc acasă? Păi mâncarea recomandată. Bravo. Mai fură câte ceva? Nu. No. Ești tu atent, așa? Da, e bine. Da, foarte bine. Ce prezent? Hai, că ne gândim. Perfect. 2 kg 500. Super tare. Super tare, ne prezent. Perfect. Bravo. Arată foarte bine. Greutatea e normală. Zână. Îmi place. Hai, că nu-ți face nimeni nimic. Poți să o mândui, poți să o mândui, să o încurajezi, așa, că ea, na. Crede că cine știe ce-i face. Să ai grijă să nu pleci de frumoasă. Bun, 2 kg jumate. Hai să dăm ceva. De cățel. Super. Foarte cu minte a fost. A luat excelent pastuvița. E tare cu minte, îmi place. Deci pe trapa de 10. Vedem la 4 la cea de vaccină. Hai să-i tăiem și unghiile. Ne uităm și în urechi. Stai mai mult. Foarte bine arată. Când o să o tundem, atunci o să facem toaleta și acolo din urechi. După am dat eu. Exact. În felul ăsta o și susțin oral. Da. Și mi-a aper și mie mâinile. Da. Nu se poate să fie așa de nervoasă, că nu se face nimeni. Da, pa, pa! Foarte bine! Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapiru, iar aceasta este emisiunea Orașul meu, un oraș al meu care a plecat din platoul pe care îl știți cu toții și ne-am întors în patria animalelor de companie, mai exact în cabinetul medicului veterinar Dan Georgescu. Bine v-am regăsit, domnule doctor. Bine ați revenit. Mă bucur că ați avut ideea de a mai continua cu o nouă filă din istoria medicinei contemporane, glumesc bineînțeles. Mă gândeam la un subiect interesant astăzi, legat de animale de companie, și anume bolile cardiace. Exact. Cum ajungem să depistăm că animalul nostru ar putea avea o problemă la inimă? Foarte frecvente bolile cardiace la câini, mai rar la pisici. Așa că o să discutăm mai mult despre căței de data asta și vă voi povesti câteva întâmplări pe care le voi explica și poate atragem atenția posesorilor de animale de companie să fie ceva mai atenți referitor la sănătatea inimii sau aparatului cardiovascular. Sunt foarte dese cazurile când animale tușesc. Și primul, mă rog, imbold ar fi să ne gândim la o boală respiratorie. Evident că investigațiile de cel mai multe ori sunt precare. Animalele ajung la cabinet după câteva încercări de a fi tratate, de obicei de către proprietari și prin procurarea medicamentului la farmaciile veterinare, după care observă că nu se pot rezolva sau nu se ameliorează absolut deloc și cer ajutorul unui specialist. În momentul în care se prezintă, constatăm că aparatul respirator este absolut în regulă,
Sau, mă rog, nu chiar în regulă, dar nu ar fi motivul principal al maladiei respective. Deci nu este o analogie exactă ca la om să fie aceeași problemă. Dacă tușește, clar are o problemă la aparatul respirator. Da, evident că tusea de fapt reprezintă o... Am să explic mai clar, reprezintă totuși o problemă a aparatului respirator, dar nu cauzată de o afecțiune primară respiratorie, adică nu este răcit, ca să ne exprimăm cât mai clar. Da? Animalul de obicei se prezintă cu pseudodiagnosticul de răceală. Când îl controlăm, constatăm că este o afecțiune cardiacă severă de cele mai multe ori, de obicei tusea reprezentând o complicație a maladiei cardiace inițială. Este o situație decompensată, cum spunem noi, când organismul nu mai reușește să mai facă față, inima nu mai reușește să facă față și atunci apar repercursiunile bolii. Este un moment destul de tardiv din punctul meu de vedere, însă se mai pot face lucruri și atunci. Cum ne dăm seama că avem dreptate? Este foarte important ca medicul care suspicionează o astfel de maladie să fie, ca să poată să ofere un diagnostic corect și un prognostic corect, să aibă, să solicite investigații. Investigații pe care proprietarul trebuie să le facă, ar fi ideal să le facă. Și anume, în primul rând, investigațiile hematologice, analizele de laborator, există un panel special pentru situația asta, în care se verifică niște parametri care de obicei se modifică în anumite afecțiuni cardiace. Acolo ar fi o primă confirmare. A doua investigație foarte importantă este radiografia toracică. Când spun radiografie toracică, ne referim la imaginea întregului ansamblu toracic, unde vedem plămânii, vedem inima, vedem trahea și anumite elemente pe care le măsurăm și în urma măsurătorilor putem să dăm un verdict. Volumul cardiac, dimensiune și așa mai departe. Sunt niște chestii tehnice pe care noi le vedem și le cunoaștem. Cer scuze că vă întreb. Doar o întrebare. Există rase predispuse la a avea asemenea probleme? Sunt probleme care de obicei sunt genetice sau sunt dobândite? Și dacă sunt dobândite, în urma a ce? Foarte bună întrebare, excelentă. Da, sunt rase, de obicei rasele toi sunt cele mai afectate. Pechinezul, metisul, metișii pechinezului, bișonii, chiar șițu suferă de problema asta. Bineînțeles, noi avem foarte mulți metiși ai acestor rase și evident că sunt situații destul de dese în care apar aceste maladii. Nu sunt ferite și alte rase de câine, de câini. Avem aceleași maladii la Rottweiler, la Pincher avem, boxer, am avut destul de multe situații, deci, dar mai rar. Dar oricum nu ați enumerat nimic din rasele mari. Mai rar sunt aceste maladii la rasele mari. Dacă nu apar genetic aceste maladii, dobândite datorită unor, să zicem, deteriorări a funcției cardiace, a valvelor cardiace, prin degenerescență, adică printr-o erodare a țesutului, îmbătrânește țesutul și automat valvele nu mai închid foarte bine, sunt niște foițe foarte, foarte fine, care nu se mai nu mai funcționează foarte bine, mușchiul cardiac obosește, apar maladii conexe, dirofilarioza, de exemplu, o maladie foarte des întâlnită în Galați, o boală parazitară transmisă de țânțar, am mai discutat despre boala asta, iar paraziții migrează prin vasele de sânge în atriul drept, în arterele pulmonare, în plămân, de obicei produc dilatarea zonei respective, obstrucționează foarte clar inima și bineînțeles că maladia cardiacă este secundară. Bună ziua! Bună! Am venit cu cățelul la doctor. A fost și frățiorul mai devreme. Da. Ce faci, dragă? Surioară, adică. Mai da. Așa, bravo. Ce face? Cum se simte? Bine. Mai, dar ce crește? Ce crește, bravo! Super tare! Măi! Vai de bine, câtă bucurie pe tine că ai venit aici, bravo! Vreau să-mi dai carnețelul în sănătate, te rog. Doamne, ce uriaș, uriaș! Așa, bravo! Peste două săptămâni o să ai voie să-l scoți afară. Da.
și rapelul de vaccinare vom face la anul pe vremea asta. Deci la un an de la ultima inoculare, da? Da? Îți scrie un carnet, nu trebuie să fii stresat că uiți, da? Da. Temperatura este bună, 38,6. Temperatura normală, cred că, da? Lăsăm cu piciorușele toate patru pe masă. Poți să-l mângâi pe căpușor. Da. Astăzi o să-i facem vaccinul polivalent și vaccinul antirabic. Sunt două inoculări separate. Nu o să fie foarte vesel pentru treaba asta, dar te-i promitem că o să ne jucăm cu el și o să-i treacă supărarea. O să facem și pe o parte și pe alta. Vaccinul. Ok. Bravo, 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 mânghier, mânghier pe cap. Aici al pancreții. Tu pe cap, pe cap mânghier. Așa, așa. Vreau să-l încurajez. Foarte primit a fost. Bravo. Super. Masăm bine ca să ducă serul complet, da? Întoarcem cățărușii invers. Mânuța ta pe după. Îl mânghie aici la ureche ca să fie încurajat, da? Bravo. Ce nu ți-e teamă, sper, nu? Așa. Cealaltă mânuță îl ții de fundule să nu plece. Și cu mâna pe cap îl mai mângâi cu degetele, da? Bravo. Bravo, bravo. Chiar a fost cu minte. Până aici este super, super, super bine. Acum, microchipul o să-l punem între omoplați. Ăștia sunt omoplați, nu vei, da? Da. În zona asta. Tot mânuța ta, cum te-am învățat. Așa, foarte bine. Ăsta este un ac mai gros. Trebuie să treacă prin el microchipul care este cât un bob de orez. Da? E un device electronic care va rămâne sub pielea lui. Nu prea o să-i plăcă, dar nu doare chiar așa. E neplăcut. Bravo, gata. Asta a fost tot. Știam că e neplăcut. Bravo. Nota 10. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Încurajează, încurajează, încurajează. Bravo, 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 bravo. A fost foarte primit. Bravo. Știam că o să-l deranjeze un pic. Bravo, bravo. Poate fi preîntâmpinat în niciun fel, nu știu, atacul acesta al paraziților? Sigur că da. O să vorbim de ce ar trebui să facem ca să structurăm puțin povestea. O să continui prima idee legată de ce facem, cum detectăm boala cardiacă, după care în funcție de caz, de cauza etiologică, să vedem ce facem. Cum o putem preveni și cum o tratăm. Am spus de investigațiile hematologice, foarte simple, se pot face in-house în orice clinică veterinară, cred. Radiologia mai puțin, e o problemă acolo, trebuie să găsim un centru radiologic. Ecocardiografia, de fapt, este un examen de specialitate, în momentul ăsta extrem de elocvent. În funcție de ecograf, avem mai multe posibilități și, mă rog, în funcție de performanțele aparatului putem să spunem mai multe lucruri. Dacă este un ecograf Doppler, deja avem mai multe detalii. Dacă nu, ne putem ajuta și de un ecograf obișnuit. Este recomandată această analiză din prima, ca să zic așa, sau în urma altor analize? În general, toate investigațiile cardiologice trebuie făcute în același timp. Ne ajută foarte mult pentru că fiecare aduce câte un element în diagnostic. Este un puzzle care, din care, bineînțeles, toate elementele, câte fiecare aduce câte o, cum să spun, un argument în stabilirea diagnosticului etiologic, diagnosticul primar, să spun. Așadar, dacă vin cu câinele și tușește, s-ar putea să mă trimiteți să fac toate investigațiile acestea? Da, sau trebuie să prezinte și alte simptome? Diagnosticul clinic este primul pe care îl facem. Este obligatoriu. Medicul curant, medicul generalist, va face primul această abordare. Nu orice câine care tușește trebuie să facă toate investigațiile, sub nicio formă. Orice câine care tușește, însă, va trebui să facă analize hematologice și o radiografie, din punctul meu de vedere.
fără de care nu se poate stabili un diagnostic concret. Dacă medicul curant detectează la ascultație, la examenul cu stetoscopul, da? Ca să fiu mai clar, sesizează o modificare cardiacă, este imposibil să nu audă, în momentul respectiv va trebui să solicite celelalte investigații cardiologice. Dacă nu, nu. Se oprește la radiografie și la analize hematologice, după care, dacă sunt suspiciuni pe baza acestor două analize, atunci, eventual, cer ajutorul și unui cardiolog, pentru că nu toate maladiile sunt atât de evidente. Adică boala este etapizată. Poate, de exemplu, să fie într-un stadiu incipient. Și atunci sunt greu de detectat prin ascultație. Dar dacă sesizezi, cea mai mică modificare va trebui să ceri ajutor. Adică să ai toate investigațiile. Bun, ce se întâmplă după ce ați pus diagnosticul? Și înțeleg că pot fi mai multe tipuri de diagnostic. Da, cardiologia este extrem de amplă și în funcție de motivul, de fapt, de cauza primară, cum spuneam, a bolii, bineînțeles că și terapia este abordată total diferit. Sunt medicamente care merg sau nu merg în acea afecțiune. De obicei, în medicina veterinară, tratamentul conservativ este de elecție, adică cel care oferă medicamente pacientului. Chirurgia cardiacă este destul de precară, însă s-au făcut pași importanți. Avem colegi care s-au supra-specializat în domeniul cardiologiei veterinare și pot deja să abordeze și intervențiile chirurgicale pe cord deschis, lucru care pentru noi era o utopie până mai de curând. Asta este o veste bună. Avem oameni pregătiți în toate domeniile. Noi colaborăm cu specialiști, cardiologi specializați și bineînțeles că le cerem sfatul dacă avem dubii sau semne de întrebare într-o anumită afecțiune și bineînțeles că trimitem și la examenul de specialitate în cazul în care este nevoie. Este obligatoriu să gândim așa. Dacă, repet, diagnosticul s-a stabilit, avem confirmarea specialistului cardiolog dacă este necesar, se instituie tratamentul medicamentos, de obicei pe viață. Tratamentul însă se modulează. Aici este un aspect. Nu ne-a pus doctorul diagnosticul, am găsit maladia cardiacă, am înțeles de ce este bolnavă inimioara și gata. Ne mai întâlnim cu doctorul peste un an. Este o greșeală. Pentru că trebuie să supraveghem organismul, să vedem, reacționează bine la medicamente, obținem rezultatul scontat, animalul se simte bine. Adică poate exista și ameliorare. Bineînțeles, de fiecare dată există o ameliorare, dacă se respectă pașii pe care i-am spus mai devreme. Cu siguranță va exista o ameliorare, însă va trebui să consolidăm ce am obținut, rezultatul acesta. Și rezultatul este destul de greu de consolidat dacă nu este supravegheat. În general, cea mai la îndemână este ascultația. Da? Deci, cum spun eu, consultația de rutină, de control, ecocardiografia de control, care observă modificările dinamice. Cum spuneam, de obicei sunt boli regresive, boli care încet, încet, cum să spun, duc la erodarea și afectarea mult mai severă a cordului, chiar sub terapie. Bineînțeles, mai încet, dar se întâmplă lucrul acesta. Și atunci, prin aceste examinări relativ simple, se poate supraveghea animalul respectiv. Știm exact în cât timp a evoluat, care este prognosticul pe viitor, dacă medicamentele sunt bune, înțelegeți sensul, adică se potrivesc cazului respectiv foarte bine, și dacă necesită și alte, să zicem, completări terapeutice de la caz la caz. Până acum am mers și am studiat cu ajutorul dumneavoastră premiza aceasta pozitivă, constructivă, a tratării animalului. Ce facem cu un stăpân care ignoră toate simptomele și boala cardiacă există și evoluează? Din păcate, sfârșitul este întotdeauna letal și foarte rapid, din păcate. Animalul se chinuie, evident. Simptomele sunt de impresionante. În general, tulburările insuficienței cardiace congestive sunt destul de severe. Animalul tușește foarte tare, face edem pulmonar, moare asfixiat. Este cumplit. Și atunci trebuie să fie în vârstă animalul ca să se întâmple toate lucrurile acestea? Sau este un lucru care se poate întâmpla la orice vârstă? Se poate întâmpla la orice vârstă. Dacă maladia este congenitală, se poate întâmpla la absolut orice vârstă.
poate să fie, din contră, la animale tinere ca și la oameni, evoluția este mult mai rapidă și mult mai severă. Nevoile energetice și de oxigenare sunt mult mai mari, inima bate cu mult mai multă putere, se pot produce leziuni mult mai severe, așa că vârsta nu contează absolut deloc. Din contră, dacă avem un animal bătrân care are o afecțiune cardiacă, noi nu putem să-l tratăm la modul e bătrân, oricum mai avem ce să-i facem, n-are niciun sens să-i dăm medicamente. Este total greșit. El poate să mai trăiască un an, un an și jumătate biologic, timp în care îi oferă o viață excelentă. Viață de calitate. Absolut. Asta este misiunea noastră. Practic, cordul nu se poate repara, ca să spunem între ghilimele. Există tot felul de proteze, la om, de exemplu, se folosesc aceste metode, inima nu se regenerează. Da? Deci o poți ajuta din punct de vedere funcțional foarte bine, dar momentul în care s-a deteriorat structural, nu se mai poate face mai nimic, doar medicamentos. Însă, calitatea vieții poate crește destul de important. Astăzi o să facem vaccinul antirabic, leptospira și microchip. Da? O să trecem și în registrul electronic al cățeilor cu stăpâni. Este o formă legală obligatorie în care, alături de datele dumneavoastră personale, sunt și este și codul și datele cățelului. Programul de deparazitare îl voi trece acolo. Este specific sezonii cald. Da, sigur. Și o să aveți toate detaliile. Așa, așez. Microchipul o să-l inoculăm sub piele, în zona omoplaților. Este un mic device electronic, cât un bob de orez, care va rămâne sub piele. Un pic o să te potrivele, dar e nesemnificativă punerea. Așa. Astea sunt etichete la microchip. O să vă explic eu ce facem cu ele, da? Legat de hrană, vă recomand o hrană de notorietate. O firmă super cunoscută, în care avem încredere, dar, mă rog să zicem, pe baza unor dovezi clar și neștifice. Acum, o să vă învăț cum să țineți. Că întotdeauna pe masă. Ușor. Nu vreau în brațe. Mânța sub bărbi. Aș vrea... Deci ceva de genul ăsta. Ceva de genul ăsta îl țin, da? Îl drăgălesc, ok? Păi nu, încerc eu să îi dați mișc pe el. Așa, la modul ăsta. Așa, este și o... cum să spun, o senzație... Da, ok. O senzație de protecție, plus că pot și eu... Da, aceeași poveste, mânuța pe dedesubt, drăgălită. A, poate să stea și nici de dumneavoastră pentru că mai faceți grijeți. Vreau să dau după aia. Vă luăm pe râd, așa. Cine gera cu mintea cățelul? Gera. Nici măcar n-a zis nimic. Ar fi bine să... E singurul care n-a zis chiar nimic. Nici măcar n-a tresărit. Bravo. Deci chiar sunt impresionat, sincer. Mami, și atunci te felicităm. Bravo. 100% cuvinte ai fost azi. Doi ce bață are să gata, a scăpat. Ok. Ops, ușor. Le tăiem acum. Asta nu ar va fi... Da? Țineți-l în braț. Haideți, ca și cum ați... Așa, la modul ăsta. E mai... se simte mai confortabil.
Ați spus că veți reveni asupra subiectului legat de paraziți. Da, noi avem o incidență crescută a acestei boli parazitare și atunci discutăm foarte mult de ea, despre această boală. Prevenția este foarte importantă. Noi milităm pentru un lucru simplu, de fapt, inventat cu, sau știu, cercetat cu foarte mulți ani în urmă. Noi nu vorbim de un drum de pionierat aici, nu vorbim de un drum încă nesigur, neștiut, ci vorbim de tratamente și strategii ultra, ultra studiate și bătătorite. Vorbim de informații extrem de clare. Sunt studii recente care ne întăresc anumite convingeri sau aduc un plus de informație necesar, astfel că protocoalele de tratament și de prevenție sunt extraordinar de interesante și de simple din punctul meu de vedere. Și anume, în sezonul endemic, în sezonul de risc al acestei boli, se administrează lunar tratamentul pentru preventiv pentru dirofilarioză. Este extrem de ușor de dat, nu este nociv. O majoritate covârșitoare a animalelor tratate de noi nu au avut niciun fel de problemă prin această metodă de prevenție. Studiile ne încurajează foarte mult în situația asta, în sensul ăsta. Dacă facem tratamentul lunar, riscul de îmbolnăvire este zero. În perioada, să spunem, între cele, să zicem, după perioada endemică, perioada de risc, se poate face și atunci prevenție în cazul în care există o zonă specială unde ar putea să se mai întâmple lucrul acesta. Care ar fi? De exemplu, țânțari se pot dezvolta în subsolurile blocurilor dacă sunt temperaturi crescute și este umezeală. Am trecut cu animalul printr-o afecțiune de genul ăsta sau pur și simplu nu vreau să risc absolut deloc. Pot merge cu prevenția tot timpul anului fără niciun fel de problemă. Medicamentele sunt diverse, combinațiile sunt destul de diverse. Noi avem o schemă foarte clară care nu dă greș absolut deloc. În condițiile în care nu am mai făcut tipul acesta de tratament, nu e nicio nenorocire, adică cei care se uită la noi și nu au mai făcut tratament pentru dirofilare, am trebuit să intrăm în panică. Pur și simplu se face un test simplu pe care îl recomand tuturor, este banal, este ieftin, 30 și ceva de lei, este un test direct care pune în evidență larvele de microfilaria din sânge. În condițiile în care animalul este sănătos și nu are această afecțiune, se poate începe tratamentul preventiv. Nu este nicio problemă. Am mai făcut și sunt în programul preventiv, nu este neapărat necesar să mai fac acest examen, continui foarte lejer cu schema de prevenție. De parazitările interne, de obicei ne referim la viermișori intestinali, sunt asociate de obicei cu dirofilaria, astfel încât nu mai trebuie să mai facem alt tip de tratament. Folosim o schemă pentru toți paraziții odată, mă rog, paraziții uzuali, iar pentru cei externi sunt de asemenea tot felul de noutăți care au apărut. Domnule doctor, vă mulțumim foarte mult că v-ați făcut timp și să vorbiți și cu noi. Știm cât de aglomerat sunteți și am văzut câți oameni vin cu animalele la consult. Din fericire, da, sunt oameni printre noi care sunt conștienți de responsabilitatea lor, dar a fi stăpân de animal nu te face obligatoriu și iubitor de animale. Cu cât știm mai bine să ne uităm și să-i ascultăm pe cei pe care ni-am luat ca să avem grijă de ei, cu atât într-adevăr știm să fim oameni de care ei au nevoie și prietenii lor. Îi mulțumim domnului dr. Dan Georgescu, succes în tot ceea ce facem mai departe, avem nevoie de educație ca să știm să avem grijă de animalele noastre. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, doamnelor și domnilor. La revedere, vizionare plăcută în continuare!